S-a deschis cea mai mare expoziție din țară organizată în câmp la Fundulea, expoziția ajunsă la cea de-a noua ediție. În perioada 16-19 mai sunt așteptați mii de vizitatori interesați de tehnică și tehnologie în agricultură. Bună ziua și din nou bine ați venit la cea de-a noua ediție a expoziției Agriplantare Macrotech, o expoziție care deja are renume în județul Călăraș. Suntem mândri că ne aflăm aici, atât din punct de vedere al locației, pentru că este, știm, chiar în mijlocul zonei de agricultură din partea de sud a țării. Suntem aproape și de Institutul de la Fundulea, pe care toată lumea îl cunoaște. Și, bineînțeles, suntem alături de toți cei care, an de an, vin la Fundulea în calitate de parteneri, de expozanți și să sperăm anul acesta și de vizitatori. Nu ne place să vorbim despre cifre, dar dacă am atinge cifra de anul trecut, în jur de 15.000 de vizitatori, eu cred că expozanții ar fi încântați. Pentru că toată lumea știe, la expozițiile din câmp nu prea mai vin oameni care nu sunt interesați. Deci nu mai vin oameni pentru cliente. În ultima vreme, fermierii sunt din ce în ce mai informați. Chiar ne povesteau și dealerii de utilaje că vin concret, știu ce vor. Și asta ne bucură foarte tare și noi credem că organizatorii de târguri din România, privați sau nu, am avut un rol important în această dezvoltare a culturii de vizitare și a culturii expozanților. Parteneriate multe. În primul rând, aș vrea să salut în sală prezența domnului președinte de la Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, domnul Stănescu. Mulțumim foarte mult. Sprijin deosebit din partea Comisiei pentru fermieri și pentru noi. Consiliul Județean, totdeauna alături de noi. Mulțumim pentru toată logistica pe care ne-a sprijinit să o punem la dispoziție celor care au venit anul acesta. Un pic mai mici probleme, dar în fiecare zi reglăm. Suntem în contact cu ANM-ul, cu ANM-ul din Constanța, care ne anunță, deși să știți că nu se mai respectă, mai nimic. Deci eram cu ei pe telefon și spuneau, acum ar trebui să plouă Fundulea. Și nu plouă acum, deci era soare. Să sperăm că o să, ei nu o să aibă dreptate și noi o să avem dreptate și este soare. Partenerul nostru de mulți ani de zile, APIMAR, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România, domnul Leontin Coca, noul președinte al asociației, mulțumim foarte mult, o colaborare de mulți ani și pe care o dorim de lungă durată. APPR-ul, partener foarte drag, Asociația Producătorilor de Porumb din România, Alina, cu mult drag și să sperăm că vom reuși să găsim un drum împreună să ridicăm din nou partea de loturi, de semințe, partea de produse de fertilizare, pentru că sunt foarte mulți fermieri care întreabă. Avem mașini foarte multe, dar ne trebuie și celelalte produse. Direcția Agricolă din Călăraș, domnul Obadă, care este și din Fundulea și cred că s-a săturat de telefoanele noastre zilele acestea, dar spun de la telefon tot timpul. Mulțumim mult, Dan, pentru sprijin și pentru tot suportul, tot ce ai făcut în această perioadă și de la început, de fapt, pentru noi. Și trebuie să vă spun și cu mândrie că avem 25 de ani de experiență la Cluj și aducem studenții de la Cluj. Deci avem studenții voluntari cu care lucrăm la Fundulea, în județul Călăraș, cu studenți de la Cluj, pe care îi cazăm la belciugatele și vin cu trenul, dar sunt copii implicați și le mulțumesc și pe această cale, dar asta spuneam că partea aceasta de studenți, de licele specializate, știți că avem sâmbătă un eveniment foarte mare împreună cu revista Ferma și partenerii, cu Fundația Revistei Ferma și partenerilor, susținem învățământul agricol preuniversitar. Cred că mâine sunteți la Călăraș, nu, domnul Baciu. Deci, lucrurile încep să se miște pentru că toți avem nevoie de personal, inclusiv noi. Nu mai găsim aproape oameni să lucrăm și de aceea, cum vă spuneam, venim cu ei de la Cluj. Consiliul Județean Partener înseamnă că e o mare bucurie Călărașul să aibă acest eveniment național, să credem într-un viitor mai bun, să credem în ceea ce am realizat în fermele de top, cum spunea Sandu Stănescu mai devreme, ferme de top care le putem prezenta celor care sunt interesați că în România și în Călăraș avem agricultură performantă. Ca și fost coleg al domnului Alexandru Stănescu, pot să spun că cu mare mândrie am făcut parte din Comisia de Agricultură în mandatul 2012-2016 și avem câteva realizări pe care cu toții trebuie să le trecem în revistă ce am putut să facem pentru fermierii români. Legea irigațiilor, care la momentul ăla era foarte
neîncrezători toți parte din Comisia de Agricultură că nu putem să ajungem să facem irigații. La Călăraș avem un proiect național extraordinar de luat în seamă. Vom rezolva treapta a doua de irigații, unde vor fi beneficiari cel puțin 50.000 de hectare în județul Călăraș. Astea sunt lucruri pe care le-am realizat și cu votul când eram parlamentar, modificarea legii 268. 50 de hectare pentru tineri, n-au apărut normele. Așteptăm normele să putem să sprijinim tinerii fermieri care vor să preia pământ de la ADS la contractele care ajung la maturitate. Și una din cele care au apărut și acum domnul președinte Stănescu spune că politica în Comisia de Agricultură e politica agricultorilor, nu e politica partidelor politice. Vă felicit pentru acest slogan în Comisia de Agricultură, înseamnă că avem speranțe că viitorul va fi pentru fermierii români și legile pe care dumneavoastră le veți amenda sau legile noi pe care le veți promova vor fi benefice românilor. Românilor și fermierilor care din vechi timpuri s-au ocupat cu agricultura și uite că am ajuns astăzi să avem tehnologii moderne și ferme de top, așa cum am spus mai devreme. Salut toți partenerii prezenți, mulțumesc că sunt astăzi unul dintre ei. Și vă felicit pentru acest eveniment și spun tuturor recolte bogate. Este sigur că avem nevoie de astfel de acțiuni și mă bucur să cred că este una dintre expozițiile cu cea mai bună reprezentare și de cea mai mare mărime din zona noastră, din zona aceasta Europei chiar. Deci cu participare internațională, inclusiv cu vizitatori de peste hotare. Cred că poate să-mi confirme, Corina, că este adevărat acest lucru. Deci nu numai este doar de interes național, ci chiar internațional. Asta e un lucru extraordinar și înseamnă că suntem importanți și din punctul ăsta de vedere pe harta Europei, a evenimentelor organizate. Să nu mai vorbim doar despre Baritechnica Hanovra, despre, eu mai știu ce, Agromașpela din Ungaria, să vorbim tot mai mult și tot mai multă lume din Europa să vorbească despre Agriplanta Roma Agrotech Fundurile. Aș vrea să profit, nu o să vă țin foarte mult, aș vrea să profit de ocazia aceasta și de calitate, și în calitatea pe care o am de președinte a PIMAR, să transmit un mesaj, un apel către toți producătorii și importatorii de utilaje agricole să încerce să vină înspre asociație și spre asocierea noastră ca împreună să identificăm lucruri care ne frământă pe toți, lucruri de interes general, să nu mai încercăm să lămurim lucrurile individual, independent și să venim și cu o singură voce, vocea primarului, să mergem către domnul președinte, spre autoritățile centrale, să le prezentăm frământările noastre și să încercăm împreună să găsim soluții. Pentru că eu sunt convins că atâta timp cât vorbim despre utilaje, adică despre fiare, despre plastic, despre ce vreți dumneavoastră, lucruri cu, fără suflet, neapărat, se găsesc și soluții. Iar asta depinde de noi, iar în condiții care se pare că nu sunt dintre cele mai grozave în ultimii ani, adică dacă nu vine de sus, este foarte important cât facem, pardon, și ce facem noi ca să împingem lucrurile mai departe. Mulțumesc frumos și felicitări maxime pentru eveniment.